Hei, eu sunt Diana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip și este vorba despre un maraton de citit. Acest maraton de citit este un challenge pe care eu l-am organizat pe contul meu de Instagram, I am Dariana, și presupunea să citim în 7 zile 500 de pagini. Am mai făcut acest tip de challenge de-a lungul timpului. S-a desfășurat în perioada 5-11 aprilie și mi-am stabilit o provocare, să zic așa, să citesc 7 cărți în 7 zile și acestea să însumeze cele 500 de pagini pe care le-am stabilit. Așa am vrut eu să încerc să citesc câte o carte pe zi. Uitați în continuare să vedeți cât am reușit să citesc, ce am citit și așa mai departe. O să vedeți de-a lungul clipului. Sper că vă place, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu. Și haideți să începem! Hello! Suntem în prima zi de maraton. Este primul update pe care îl fac. Nu am mai făcut un update legat de vreun readathon de destul de mult timp. Nu am mai filmat așa ceva. Așa că sunt destul de încântată. Este luni, prima zi. Și acum este seara, este ora 8. Știu că nu am filmat până acum, dar o să vă povestesc pentru că trebuie să vă explic cum am gândit eu să fac la acest maraton. Prima carte pe care o citesc se numește The Boy in the Striped Pajamas. Este varianta în engleză de la Băiatul cu pijamale în dungi. Sigur ați auzit de ea mulți dintre voi pentru că a fost și ecranizată și foarte mulți mi-ați răspuns pe Instagram pentru că postez și acolo updates și am văzut că și voi ați postat și ați arătat ce carte citiți și așa mai departe și sunt foarte încântată că a postat lumea. Mi-a zis că v-ați uitat la film sau că ați citit cartea și că v-a plăcut foarte mult. Ideea este că eu mi-am propus să citesc câte o cărticică din asta pe zi, pentru că am aici o variantă ca un fel de rezumat al poveștii. Nu este povestea întreaga, povestea în sine. Este o carte de la editura Penguin și este ceva Penguin Readers. E o carte destul de ușoară, care se citește ușor. Și are doar 80 de pagini. Am mai multe cărți de acest gen pentru că nouă la engleză ne-a spus doamna profesoară de o chestie care se numește Reading Race și este organizată de Fisher English Pub. Acolo, dacă vrei să participi, trebuia să-ți comanzi un set de 8 cărți sau parcă erau și alte seturi cu mai puține. Nu știu exact, dar mie mi s-a părut interesant un set cu 8 cărți pe care mi l-am și luat. Și poate o să vi le arăt pe toate, dar nu acum, că nu le-am la îndemână. Dar una din cele 8 cărți era aceasta și toate sunt așa, în engleză, dar ușor de citit. Deci chiar vi le recomand, vă recomand să intrați pe site, nu mai știu exact cum se numește, www.cărțiengleză.ro, în cazul în care vă interesează, puteți să vă uitați acolo pentru ele. În fine, v-am explicat așa un pic ca să vă dați seama cei cu cărțile astea ale mele și mă gândeam ori să citesc în fiecare zi câte o cărticică din asta, că toate au 80-100 de pagini, ca să ajung la cele 500 până la finalul săptămânii, ori citesc 2-3 și mai citesc încă una ca lumea din aia care are 200-300 de pagini. Mai văd eu, este ora 8 jumate acum și am reușit să ajung până la pagina 55. Am citit, zic că o să o termin în seara asta pentru că nu mai am foarte mult din ea. Și aș avea, câte pagini are? Are 80 de pagini, deci aș avea 80 de pagini citite. Este foarte bine, sunt foarte mulțumită. Acum am venit de afară. Sunt foarte încântată de maraton, așa, prima impresie. Îmi place că foarte multă lume a răspuns pozitiv la maraton și că ați participat și voi. O să revin cu updates, nu știu, ori în seara asta mai încolo, să vă zic dacă am terminat cartea sau nu, ori mâine dimineață și vedem ce alegem. Da, suntem în ziua 2 și eu am rămas la aceeași carte pentru că aseară am fost un pic neserioasă și nu am mai citit nimic pentru că nu am mai avut chef. Dar acum o să mă apuc să citesc, mai înainte m-am trezit și o să revin mai târziu și o să vă mai povestesc. Vreau să încep o a doua carte azi, dar întâi să termin pe asta. Revin cu updates mai încolo. Revenind cu update, este ora 6:30 și acum am terminat prima carte, The Boy in the Striped Pajamas. Următoarea carte pe care o să o citesc este tot din seria asta, Penguin Readers. O să citesc Emma de Jane Austen. Puteți auzi de acest titlu pentru că este un clasic foarte popular. Nu prea știu exact despre ce e vorba, dar o să aflu acum, o să încep să citesc tot 80 de pagini, are și cartea. Este ora 11:30, mă rog, 23.
Și așa cum ați văzut anterior, am terminat băiatul cu pijamale în dungi. Și am trecut la o nouă carte numită Emma. Aceasta este, din care am citit 30 de pagini. M-am apucat să citesc și am citit așa vreo 15-20 de pagini și după aceea am adormit, pentru că mi-era foarte somn. După aceea m-am trezit, am avut niște treabă, s-a făcut iar, am mai stat eu, ce am mai stat. Deci până acum am 80 cu 28, am 108 pagini citite. Am stat în casă, dar nu pot să zic că am profitat prea mult de chestia asta, pentru că sunt destul de în urmă, mi-e frică. Eu speram să citesc 7 cărți în 7 zile, dar momentan am doar o carte citită. Să vedem cum o să îndrept situația și cum o să mă descurc. Hello! Astăzi este miercuri, este o nouă zi, nu prea frumoasă, să fiu sinceră, pentru că a început să ningă, adică azi noapte a nins. M-am trezit undeva pe la 6:30 azi dimineață și am văzut că totul era efectiv alb. Cum să ningă în aprilie? Sincer. Și după aceea, na, vă dați seama că s-a topit și acum am văzut că ninge din nou. Și este nașpa afară și eu v-am mai zis pe Instagram că abia așteptam să vină primăvara, să vină soarele, să vină căldura, pentru că îmi influențează foarte tare moodul. Dar, din păcate, se tot strică vremea. În fine, ce să zic. M-am trezit târziu și astăzi. Dar am reușit să termin Emma și nu știu cum e cu părul meu. Nu l-am întins, nu i-am făcut nimic. O rămas așa de capul lui. În fine, să vorbim despre Riddleton totuși. Am terminat Emma. Acum vreo 10 minute. Mai mi-au rămas aseară vreo 20 de pagini și le-am citit acum. Am 160 de pagini citite, practic, până acum. Ca și impresii despre cartea asta, nu mai știu dacă v-am zis ieri sau nu. Nu mai sunt sigură, nu mi-amintesc exact ce am zis și ce nu. Dar în carte au fost introduse foarte multe personaje într-un timp foarte scurt și, sincer, să fiu, mi-a luat ceva să rețin cine este fiecare și ce familie și așa mai departe, pentru că este vorba despre o tânără în secolul XVIII, pe acolo, din câte știu eu, care are cel mai înalt statut social de acolo unde trăia ea și încearcă să găsească pentru fiecare domnișoară, să-i găsească câte un soț, să facă perechi, dar uneori se înșală, greșește. Vedem cumva societatea de atunci, cum era ea și așa mai departe, dar mi s-a părut că au fost foarte multe personaje care au apărut foarte repede, fiind și cartea foarte scurtă și concentrată, probabil și de asta mi s-a părut așa. Dar, nu știu, sinceră să fiu, nu aș fi curioasă să citesc și romanul întreg. În schimb, așa cum v-am zis, la Băiatul cu pijamale în dungi, abia aștept să citesc toată cartea. Probabil o să o citesc în română, pentru că o am deja. Și sunt mega, mega curioasă să văd exact toată acțiunea pe lung. Acestea sunt două dintre cele care erau acolo în pachetul pe care mi l-am luat eu la Reading Race și am zis că vi le prezint și pe celelalte. Și vi le prezint acum, dacă tot le am aici. Am prima dată această carte, se numește Doctor Who Borrowed Time. Arată cam așa. Cred că o să se vadă invers, în oglindă, imaginea, pentru că filmez cu camera din față. Dar, mă rog, să vedeți așa ca să aveți o idee despre copertă. Far from the Madding Crowd. Asta mi se pare super interesantă și mă gândeam să o citesc acum, gen să fie următoarea carte pe care o să o citesc la maraton. Citesc aici pe spate că este vorba despre o fată tânără și frumoasă, care are propria fermă și place să facă lucrurile așa cum vrea ea. Trei bărbați sunt îndrăgostiți de ea, un păstor sărac, un fermier bogat și un soldat. Pe care bărbați să-l aleagă și care ar fi alesul pentru ea. Cam așa se traduce sinopsisul cărții, descrierea cărții. Sincer, mi se pare foarte interesantă. Sper să nu se mene prea tare cu Emma, adică să fie la fel. Și nu știu sigur ce să fac. Dacă să o citesc pe asta sau să o citesc altceva. Mai am Roald Dahl, Going Solo. Nu știu despre ce e cartea asta. Eu eram mare fană Roald Dahl când era mai mică. Da, probabil știți dacă mă urmăreați. Este ceva ca un fel de
autobiografie, cred că nu este o poveste a lui Roald Dahl, cred că este ceva despre viața lui. Așa bănuiesc eu. Mai am Frankenstein. Așa, nu e prea faină coperta, să fiu sinceră. Am o carte și anume aceasta, Artemis Fowl, pe care eu am citit-o în română acum vreo 2 ani, să zic, la clubul de lectură de la editura Arthur. Am citit-o, o am și aici. Deci aș putea să o leg și pe asta, pentru că știu deja ce este. Este o carte SF cu aventură, cu ceva zâne și legende mitice, aș putea spune. E așa plină de acțiune cartea asta. Cred că o să mai aleg o altă carte separat de astea. Cred că o să citesc din astea așa câte una pe zi, dacă se poate. Mă rog, până acum n-am reușit una pe zi, că este ziua, este ziua 3 și am doar 2 cărți citite, dar mai este mult din ziua asta, pentru că nu cred că o să ies afară azi, la ce vreme urâtă e, n-am ieșit nici ieri. O să mă decid mai târziu, că nu o să mai citesc chiar acum, că îmi tot zice o prietenă de-a mea să mă uit la un film fain și poate să mă uit la el, dar mai și citesc astăzi și o să revin și o să vă zic exact ce carte mi-am ales, pentru că momentan sunt indecisă. Da, am vorbit foarte mult, așa că ne auzim mai târziu. Și mai era o carte, este vorba despre Jane Eyre. Mi se părea mie ceva ciudat, că nu sunt toate, că lipsește ceva, dar nu mi-am dat seama pe moment. Deci da, mai era și Jane Eyre acolo, dar am pierdut-o pe drum. Hello! Este ziua 4, este joi și după cum vă puteți da seama, după această lumină nu foarte faină, este seară și astăzi am reușit să citesc doar 10 pagini și stau mai în partea asta ca să nu se vadă așa umbră pe față. N-aveam ce să fac, o trebuie să pornesc și lumina asta chiar dacă scoate umbre. Am reușit să citesc astăzi doar 10 pagini spre rușinea mea pentru că am citit de dimineață și după aceea efectiv nu am mai luat cartea în mână. Nu sunt foarte mândră de acest lucru pentru că am rămas în urmă foarte tare. Aici am cartea. A avut un început super interesant. Mi se pare foarte interesant personajul principal până acum. Nu că aș fi citit prea mult, dar îmi pare interesantă cartea. Și chiar vreau să văd ce-i cu ea. Am descoperit că este și film și mi-ați spus că v-ați uitat unii dintre voi la film și că vi s-a părut fain. Așa că eu chiar am așteptări de la carte și sper să fie o carte faină. Am văzut că unii dintre voi deja ați terminat maratonul. Am postat aseară pe story, am dat repost la cei care l-au terminat. Probabil ați văzut dacă am urmărit pe Instagram. Deci, mi se pare sincer o realizare la sfârșitul zilei cu numărul 3 să citiți deja numărul de pagini stabilit. Bravo! Eu nu sunt nici pe aproape, din păcate, dar mai este timp ca să recuperez. Da. Probabil o să ne auzim mâine. Astăzi este vineri și știu că a trecut ceva timp de când am făcut ultimul update adevărat pentru Readathon, dar între timp am mai terminat o carte. Nu stau totuși atât de bine cu maratonul, o să vă povestesc diseară mai multe, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cartea pe care am terminat-o astăzi și am citit undeva la 250 de pagini până acum. Acum o să merg afară, așa că ne auzim puțin mai târziu. Sunt foarte happy pentru că în sfârșit azi soare, chiar dacă e destul de frig. Bine că nu mai ninge. Am revenit și astăzi, toată după amiaza, m-am concentrat să termin cartea și am citit cele 100 de pagini, cam așa, are aproape 100, parcă 95. Vreau să vă zic că aceasta este cartea care mi-a plăcut cel mai mult până acum. Deci mi s-a părut cap-coadă foarte, foarte interesantă și mi-a plăcut foarte mult povestea, pentru că este vorba despre o domnișoară care este cumva așa în lumea bărbaților, pentru că ea este proprietara unei ferme și avea doar bărbați care erau angajați, să zic așa, ca să lucreze acolo. Și ea are mai mulți pretendenți, 3 la număr, dintre care cumva trebuie să aleagă de-a lungul poveștii și face anumite alegeri greșite. Vedem o anumită mentalitate, o anumită societate mai veche, cum erau atunci tradițiile, obiceiurile, cum se făcea atunci ca să
primești atenția unei domnișoare, să zic așa, să o iei de nevastă, să te căsătorești cu ea. Chiar mi-a plăcut, deci mi-a plăcut maxim și o să-i dau 5 steluțe. Sunt foarte fericită că mi-a plăcut și abia aștept să văd și filmul. O să mă uit și la film pentru că, din câte am înțeles, are și film cartea, este ecranizată. O să mai dau repost în seara asta la story-urile voastre pentru că ieri nu am dat. Trebuie să mai fac și eu un update și pe Instagram și încă nu știu ce carte o să citesc în continuare. La cum mă știu pe mine, în seara asta o să-mi pun un film sau o să-mi continui serialul. Nu o să mă mai apuc de o carte nouă, dar tot una dintre astea. Am postat acum pe Instagram un poll în care v-am întrebat pe voi ce carte să citesc, adică am lăsat acolo la alegerea voastră și o să aleg dintre astea două, ori Jane Eyre, ori Artemis Fowl și să vedem ce veți alege voi dintre acestea două. Momentan am văzut că au fost așa instant, vreo 10 voturi pentru Jane Eyre și pentru Artemis au fost vreo 3-4, așa. Imediat cum am postat, am văzut. Astăzi suntem în ziua 6, este sâmbătă și am avut o zi foarte bună. Am ieșit afară, vremea e super. Am reușit să citesc și cartea, deci azi dimineață am citit-o pe toată. Poate m-a ajutat și faptul că eu am mai citit Jane Eyre în română acum vreo un an, doi, cred. Știu că i-am făcut și o recenzie pe canal, dar chiar nu mai mi-amintesc exact când am citit-o. Dar știam care este povestea și mi-a plăcut, vă dați seama, mi-a plăcut și ediția asta în engleză. Am vreo 330 de pagini, dacă am calculat eu bine, cam atâtea pagini am citite și în total 4 cărți. Da, 4 cărți, sunt foarte happy că am reușit să citesc cele 4 cărți. Nu este chiar perfect. Poate o să mai citesc ceva în seara asta dintr-o altă carte, sper. Așa m-aș duce mai aproape de îndeplinirea challenge-ului. Dar oricum sunt foarte, foarte mulțumită de cât am reușit eu să citesc, pentru că în ultima vreme nu am mai citit la fel de mult, pentru că am fost ocupată cu școala, am avut de citit chestii pentru școală și le-am citit pe acelea și cam atât. Hello, este duminică și acum voi face ultimul update pentru maraton. Sincer, nu-mi vine să cred că s-a terminat maratonul. Mi se pare că a trecut extrem, extrem de repede, pentru că am fost și în vacanță. Chiar a fost o săptămână foarte faină și mă bucur că am reușit să citesc. Să vă pun la curent. Ultima dată v-am zis că am terminat de citit Jane Eyre și, da, aceasta rămăsese ultima carte. Cred că update-ul acela îl făcusem sâmbătă sau vineri, nu mi-amintesc sigur când am terminat-o, stau foarte prost cu memoria, aparent. Știu că v-am zis că am terminat Jane Eyre și, între timp, am început și Artemis Fowl, pentru că eram foarte îngrijorată că o să rămân în urmă și cu cărțile și cu paginile și eu știam deja Artemis Fowl, deja citisem cartea, v-am mai zis că am citit această carte la clubul de lectură și îmi aminteam așa câte ceva, destul de vag din carte, așa că am citit-o foarte repede pentru că eram deja familiarizată cât de cât cu locația, cu personajele și așa mai departe. A avut 93 de pagini, deci pe asta chiar am terminat-o foarte repede, cred că cel mai repede am citit cartea asta și mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut și înainte. Și, pe lângă asta, acum de dimineață, că acum este duminică, e cam ora 1, m-am trezit mai devreme decât în celelalte zile din această săptămână și m-am ambiționat, pentru că mai aveam de citit vreo 70-60 și ceva de pagini pentru maraton, ca să termin cele 500 de pagini. Și m-am ambiționat și am început Frankenstein și am citit până la pagina 70. Nu pot să zic că îmi place neapărat subiectul cărții, mă rog, n-are rost să vă încep să vă povestesc pentru că știți cu toții despre ce e vorba, toată lumea cred că auzi de Frankenstein. Dar nu pot să zic că pe mine mă fascinează neapărat acest subiect, dar m-am ambiționat să citesc. Deci practic, acum o să vă arăt toate cărțile pe care le-am citit în aceste zile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu sunt chiar 7 cărți în 7 zile, sunt 6 în 7 zile,
dar sunt foarte, foarte mulțumită de mine că am reușit să le citesc pe acestea și o să vi le prezint și direct în ordinea în care le-am citit. Prima este The Boy in the Striped Pajamas, după aceea am Emma, mai apoi Far from the Madding Crowd, Jane Eyre, Artemis Fowl și Frankenstein, pe care nu am terminat-o încă, dar sigur o să termin astăzi mai târziu, pentru că nu editez azi, editez mâine videoclipul și sper să-l și postez mâine, adică luni, sper să reușesc. Cred că cel mai mult din toate aceste cărți pe care le-am citit eu aici, mi-a plăcut Far from the Madding Crowd și cea cu oiatul, cu pijamale îndungi. Astea două, cred că sunt preferatele mele din tot ce am citit aici. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat și ați postat pe Instagram update și m-ați etichetat și pe mine și am văzut și chiar m-ați motivat cu story-urile voastre. Felicitări tuturor, v-am mai zis, sunt persoane care au terminat maratonul foarte, foarte repede, bravo vouă! Și chiar cred că o să mai organizez în viitor, pentru că mereu rămân plăcut surprinsă de toți cei care sunteți implicați și care participați la maratoanele de citit. Am observat că chiar vă plac. Nu știu, sincer, cum a trecut așa repede săptămâna asta. Sper că ați înțeles ceva din tot ce v-am prezentat eu, din tot vlogul meu, să zic așa. Și aștept în comentarii orice întrebare, sugestie sau aștept să deschideți orice discuție acolo. Da, cam atât. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!